Trei formații din județul Neamț, Ceahlăul 2, Petrotub Roman și Cetatea Târgu Neamț, vor debuta la finele săptămânii sezonul 2014-2015 a Ligii a 3-a. Cele trei echipe vor evolua în seria 1 alături de alte 9 adversare. Una dintre cele mai tinere formații este Ceahlăul 2 Piatra Neamț, care pleacă la drum cu un lot schimbat față de stagiunea trecută. Antrenorul Ovidiu Marc are la dispoziție un lot de aproximativ 24 de jucători, dintre care 7 sunt proveniți de la echipele de juniori ale clubului. Noi formăm un grup majoritar din juniori, cu 2-3 excepții care au terminat anul acesta junioratul, cei de 95, în rest, în mare măsură, o echipă formată din juniori. E diferență mare ca lot, ca nume, față de sezonul trecut? Da, au apărut câteva modificări. Sunt în jur de 6-7 jucători care au plecat, cei de 95, au venit alții în loc, copiii de 97, 98, 99, dar eu am încredere că și acești copii vor face pasul și se vor integra cât de rapid în programul echipei și în joc. Primul adversar pentru formația lui Ovidiu Marc este Bucovina-Pojoruta, partida urmând a se disputa mâine de la ora 18 pe terenul sintetic de la stadionul municipal. O echipă care anul trecut a participat în play-off-ul Ligii, una din echipele bune din serie, dar avem și noi aturile noastre, eu am încredere în acești copii că au o dorință mare de afirmare, vor și ei sunt tineri și vor să facă pasul la echipe mai mari și atunci eu mizez foarte mult pe dorința lor, pe tinerețea lor și pe dăruirea pe care o să o aibă. Petrotub Roman va debuta în noua stagiune pe teren propriu cu FC Păpăuți, iar Cetatea Târgu Neamț va juca tot acasă cu Știința Miroslava.